100% de liberal pe această temă. Nu puteam să nu semnalez faptul că liderul PNL a anunțat că de 30 de ani acest drum a fost lăsat în paraci. Aș vrea să fac un recurs la memorie și să menționez că în ultimii 30 de ani am avut cel puțin un an liberal, acum suntem în anul liberal de guvernare. Tot în ultimii 30 de ani aș introduce și alte guverne liberale care sau ai Convenției Democrate, condusă de Băsescu în perioada 96-2000, perioada 2004-2012, când la conducerea Ministerului Transporturilor se afla chiar actualul premier. Deci despre care 30 de ani este vorba? Este vorba, dacă facem socoteala, de mai mulți ani în care Partidul Național Liberal, prin reprezentanți sau prin conducerile de dreapta, au girat dezvoltarea rețelei de transport din România. Tot în acest registru, aș vrea să menționez și faptul, vreau să aduc aminte că în perioada guvernului PSD, pe acest traseu spre București, care ne leagă de capitala țării, s-a dezvoltat lărgirea la 4 benzi pe tronsonul București-Bâltana. A fost încheiată, dacă mi-aduc bine aminte, pe mandatul ministrului Mitrea și a premierului Năstase, de-a guvern PSD. Tot atunci s-a realizat și pasajul de la Răcari și dublarea pasajelor de la Chitila. Deci, a spune că 30 de ani acest drum a fost lăsat în paragină, eu cred că este nedrept. Și aș adăuga, și este de fapt o mare minciună, aș adăuga și faptul că în perioada care a trecut din 2013 până aproape anul trecut, când licitația era suspendată, toate demersurile de obținere a vizelor, de obținere a finanțării europene și n-aș sări peste aportul important al vizitei parlamentarilor la ministrul rus pentru includerea acestui proiect în master plan de transport al României, sunt elemente care arată că acest proiect a fost în atenția noastră, a fost în atenția celor care reprezintă Partidul Social Democrat. De asemenea, liderul PNL nu spune ce se întâmplă cu segmentul de drum de la Târgoviște la Sinaia. Menționez că acest proiect este, procedura a fost anulată și așteptăm încă răspunsul conducerii Partidului Național Liberal să ne spună când acest proiect va fi iar în procedură de licitație, relansat în procedură de licitație. Vreau de asemenea să precizez și faptul că în perioada, deci practic anul care s-a scurs, este anul în care procedura s-a derulat foarte greu. Deci a trebuit un an de zile ca să fie relansată pentru segmentul Bâltana-Târgoviște. Nu putem vorbi nici de eficiență, nici de salvarea județului Târgovița de Liberari. Și nu în ultimul rând, aș vrea să atrag atenția tuturor să studieze sau să, probabil să aibă posibilitatea să-și arunce ochii pe pliantul electoral al Partidului Național Liberal și vom vedea până unde duce competența acestor lideri politici. Acolo se menționează DN71 cu origine la Găiești, Târgoviște, Sinaia. Contract care se semnează în noiembrie. Deci două neadevăruri sau lipsă de precizie în prezentarea proiectului, care denotă incompetență. Drumul DN71 pleacă de la Bâltana, originea este la Bâltana, iar segmentul Târgoviște-Sinaia, după cum spuneam, nici nu este încă în procedură de licitație, nici vorba de a fi semnat. De asemenea, încă o dată se repetă în pliantul electoral, se repetă eroarea, confuzia care o fac liderii liberali între DN72 și drumul expres Valac. Sunt două lucruri total diferite. Drumul Național 72 rămâne așa cum este pe traseul actual, iar proiectul de dezvoltat pe fondurile europene este drumul expres care are un alt traseu, alt profil, e vorba de 4 benzi și de ocolirea localităților. Este un proiect inițiat tot de social-democrați în perioada când se discuta despre master plan de transport al României. Cam atât despre ce am vrut eu să vă spun astăzi. Dacă sunt întrebări, v-aș ruga să mi le adresați. Dacă nu sunt